Bună seara! E miercuri și în câteva clipi începem ediția a treia Live cu Talmazan. Azi discutăm despre Facebook Collections, music, și despre, o să discutăm despre reclamele. Dar mai bine zis, o să discutăm despre notificările în reclamă. Cum să putem face în așa fel ca dacă la noi costul e mai mare decât nouă ne trebuie, reclama să se oprească. Așteptăm un minut. Eu, DJ Mare, până vine lumea, putem primi muzicalne zaiavki. Eu mă aud. Bună seara, Victor, Vitalie, salut! O să încerc să conectez, să văd și la monitor live ca să pot vedea întrebările voastre. Добрый вечер, Сергей. Приветствую тебя. Cine la noi mai a venit în ospiție azi? Deci, aș spun din start că tema de azi, dacă eu de obicei pun un hashtag basic sau aș spune că e un ceva din seria middle, adică din informația asta o să fie relevantă pentru voi dacă voi sunteți nemijlocit cei care urmează să setați niște reclame, ori dacă voi nu setați reclame, dar cineva vă setează, puteți să le spuneți lifehack-ul ăsta. O să discutăm azi în jur de vreo 25 de minute. Până atunci, haideți să adunăm mai mult lume și faceți un ceva, un like, share, ceva, o vrăjală de asta ca să putem avea un impact mai mare. 30 secunde și începem. Încerc să fac niște... Data trecută nu prea vedeam mesajele voastre și o să deschid la ecran. Așa, nu rog încă o dată. Deci, cum spuneam, azi o să discutăm o temă destul de interesantă, pentru că eu când am dat de tematica asta cu Facebook notificări, mie un fel de mi-a fost destul de ușor în continuare să lucrez cu unele campanii. Ce presupune tema, acuși vă spun, dar noi discutăm despre faptul că noi putem să automatizăm procesul nostru de lucru în reclame și, spre exemplu, Facebook-ul ne ajută că dacă costul per reclamă sau costul de afișare este mai scump, atunci se ne înștiințează. Ori mai scump decât noi zicem. Asta e primul detaliu și despre collections. Eu cumva am povestit într-o repriză tot de live și mi-a venit foarte mult feedback-uri gen, băi, n-am știut, dar spuneți-mi, voi încărcați video-uri în Facebook? Aveți experiența asta să încărcați video-uri în Facebook? Cine? Să încercăm pe acela telefon, să vedem comentariile. Da, văd că este Lidia. Ați avut vreodată problema să vă blochează video-ul? Nu știu dacă voi ați avut problema asta, eu am avut câteva ori și mai mult că atât am avut niște proiecte cu companii mari, ministerii chiar a noastră și nu știu de ce muzica nu era cumpărată și s-a primit că Facebook-ul a blocat din cauza drepturilor de autor.
Primul subiect și vă dau acum și detaliile. Deci o să lucrăm în segmentul că o să vă fac share screen la ecranul meu și respectiv voi o să puteți să vedeți cum asta se face după ce se termină live-ul sau chiar în timp ce fac eu, puteți și voi dacă sunteți la calculator. Deci uitați-vă. Se primește următorul lucru. Noi avem pagina noastră de brand. Acum și o să deschid pagina. Noi avem pagina noastră de brand. Și respectiv în Publishing Tools, dacă o să intrați, nu știu dacă ați observat, dar aici este ca așa Sound Collections. Facebook Sound Collections. V-ați văzut momentul ăsta aici? Cine a intrat în Sound Collections? Ca să pot să-mi dau seama pe cât de relevant pentru voi asta este. Cine a intrat vreodată, ori ultima perioadă, pentru că el a apărut să nu tare de mult, ați intrat? Fost blocate visual. Da, acolo cu visualul se întâmplă, trebuie să faci request. Și uitați-vă, acum dacă noi vrem să facem un spot publicitar sau vrem să punem un fon pentru spotul nostru sau clipul nostru, puteți intrați în Facebook Audio, cum se numim, Collections, și aici noi avem playlist. El ne dă posibilitate. Noi să alegem genul. E tare fain. Eu m-am jucat cu dânsul și el e tare, tare fain. Spre exemplu, voi vreți muzică orchestrală să fie după diferite lungimi de durată. Cu voce sau fără voce, alegeți. Și deja în dependență de asta, el o să vă dă, vă spui din ceea ce tu mi-ai spus, sorry, dar n-am. Haideți să alegem all. Dă-i măcar ceva. Acum voi ascultați. Ascultați muzica. Da. Muzica e foarte calitativă și o downloadați. Sau efecte sound. Adică dacă voi aveți nevoie la montaj, reiterând, dacă aveți nevoie la montaj, să introduci diferite sunete, diferite efecte sau muzică și nu vreți ca să fie blocată muzica asta, atunci intrați în Publishing Tools, în rusă mă tincă instrumente de publicație, ceva genul ăsta mă tincă, și Sound Collections, apărut eu urmăresc de vreo luni de zile maxim, apărut și aveți posibilitatea să downloadați muzică. Relevant pentru voi asta sau nu? Cine a văzut asta first time și are nevoie în general de asta? N-aș un fond de muzică. E muzică licențiată de Facebook. Da, da, asta e muzica care Facebook-ul un fel de o autorizat-o. Facebook, apropo, are și cu imagini. Poate să ajungem la tema asta. Nu știu dacă vă știeți de faptul că Facebook permite să lucrați gratuit cu Shutterstock-ul. Dacă vorbim de imagine, noi vorbim de muzică, el iată a autorizat o doză mare de... Dar este și cu imaginile, el are posibilitatea să vă dea, dar doar în reclamă. Primul detaliu este, deci dacă faceți deja de azi încolo mai corect. Mai departe mergem la al doilea subiect și al doilea subiect este despre reclame. Cine din cei care acum ați conectați, cine acum privește, nemijlocit, el intră în Power Editor, Ads Manager și setează reclamă. Puteți să puneți un semn ca să-mi dau seama dacă voi înțelegeți despre ce eu discut. Nimeni, da? Vitalie. Ok. Vitalie și gata. Ori mergeți acum în transport și nu vii comod și vă uitați fără sunet. Ori voi nu faceți reclamă, eu nu înțeleg. Ori eu nu văd comentariile voastre.
Pentru că eu văd câteva comentarii. Totuși vreau să găsesc eu sistemul ăsta în care să vad. Am scos la ecran și oricum nu tare bine se vede comentariile. Deci, dacă noi intrăm în Power Editor și dacă noi setăm reclame, ce înseamnă asta? Înseamnă că noi intrăm și noi avem setate niște reclame. Acum vă arăt cum asta arată. Spre exemplu, voi aveți niște campanii. Acum, Facebook permite ca la nivelul 1, 2 sau când spunem de nivel, asta înseamnă că ori campanie, ori set de reclame, ori reclamă. Voi să intrați și să puneți reguli. Da? Adică voi puteți intrați la nivel. Dacă se edita. Și acolo avem posibilitatea, cu până să încarc, vă explic cum asta lucrează. Avem posibilitatea să facem ceva de genul create a rule. Adică creează o regulă. Regula arată în felul următor, s-a încărcat. Arată aici, o să vedeți așa, create rule. Voi clicați pe create rule și vă apar niște reguli de joc, hai să numim așa. Ce subînțelege? Adică voi ați ales o reclamă care la voi rulează acum sau care voi acum o setați și voi spuneți, ia setul ăsta de reclame și ce faci cu ele? Ajustezi bugetul, ajustezi costul sau întâlniți notificare sau stângi reclama asta. Adică dacă voi să alegeți să stângă reclama asta și când spui în ce condiții el să stângă reclama. Când? Ce se va întâmpla? Când frecvența, spre exemplu, frecvența asta de câte ori arată? Eu foarte des folosesc, apropo, combinația următoare. Să îmi facă o notificare când frecvența este mai mare decât 3. Și îmi spune că Dumitru Talmazan o să fie notificat. Îi dau un nume și mi se creează o notificare. Sau aici mai avem oportunitatea să facem, să-mi stângă atunci când adaug o condiție, când costul sau când am cheltuit mai mult de 12-120 de dolari. Și vă uitați aici, sunt mai multe. Când costul per rezultat este egal sau mai mare, este între atât și atât pentru ultimele pentru ultima zi sau pentru ultimele 30 de zile sau să alegi perioada. Ce să facă? Să stingă reclama sau să facă o notificare. Deci, despre ce este notificările în Facebook? Voi aveți posibilitate, spre exemplu, dacă mai mult de 3 ori o să arăte la aceeași persoană, Facebook spune că reclama poate să fie mai scumpă. Respectiv, voi puteți să faceți în așa fel ca să notificați oamenii, să vă notifice pe voi, că reclama ta, setul de reclame la tine au ajuns la mai mult de 3 oameni. Respectiv, tu intervii și te uiți la audiența ta, te uiți la detalii și ajustezi. Sau tu spui că eu nu vreau să plătesc 10 cenți per click. Și atunci când o să ajung la 10 cenți per click, te rog frumos să stângi reclama asta. Iar asta este Facebook notificat. Cei care doar s-au conectat, o să vă uitați în urmă, noi am discutat tema de Sound Collections și asta este notificările. Dacă aveți întrebări, adresați-le. Aceste două subiecte, pe scurt, eu vă le-am prezentat. În formatul ăsta, apropo, cei care sunt acum în live, noi cu voi ne vedem pe 28 februarie? Ia spuneți, cine nu s-a înregistrat încă? Pentru că mă gândesc că are sens să avem o discuție tare, tare productivă pe 28 februarie la Leo Grand. Așa că să nu pierdeți, să vă rog, ocazia asta de a mă susține și de a avea o comunicare eficientă acolo. De ce intrați în pagină și înregistrați-vă. Acum, dacă aveți întrebări, pot în 3-5 minute să vă le răspund și, pe scurt, live-ul nostru de azi o să se finiseze. Planul meu pe live-uri de astea este să vă dau niște tipsuri foarte basic, foarte simple, pe alocuri poate, dar care
o să vă ușureze mult, mult procesul de lucru. Ok, Tatiana, mă bucur că o să ne vedem. Vis-a-vis de Facebook Collections sau vis-a-vis de notificări. Dacă ați făcut asta sau n-ați făcut, sau dacă aveți întrebări, ce întrebări aveți? Nu sunt întrebări. Ok. Bun, prieteni, colegi, frați și cei care like-uiesc postările mele. Eu sper că asta a fost util. Dacă a fost util, stați palțul verde. Dima, nu e necesar, cred că verificați în notificări sau în spam, poate s-a dus e-mail-ul, dar voi trebuie să primiți un e-mail de înregistrare. Eu o să mai expediez programul și toate detaliile, așa că dacă ați completat formularul, precis v-ați înregistrat. Lidia, da, într-adevăr, dacă acum cineva ascultă în drum, e greu să pui întrebări pentru că trebuie să încerce. Încercați să la reclamele care acum rulează să faceți notificările. Deci când o să vreți să faceți un video, amintiți-vă că este video autorizat. Până atunci, dacă v-a părut necesar, faceți share cu prietenii și ne vedem când o să ne auzim. Tare mă bucur că e ca 15 oameni stabil o stat, înseamnă că am un motiv să fac acestea live-urile săptămânal. Așa că enjoy Facebook updates și să aveți o săptămână continuare cât mai productivă. O seară extraordinară să aveți voi tăți acolo. Și eu cu voi. Pa, pa!